Gianco Pulcino, non sai che ho cantato un discorso del mondo, ho detto che ales că la noi sunt lucrurile foarte clare, disciplină corectă, așa cum stă bine unei echipe care are pretenții să fie în primele locuri. Și în același timp, cred că avem capacitatea de a le explica jucătorilor. Ei merg la pregătire, nu merg să facă vacanță. Mulți jucători în probe. Ați dat? Nu sunt foarte mulți jucători în probe. Avem 3 jucători care sunt în proporție de 90% o să semneze. Pentru cine îți vorbim? Este un fundaș? Avem 2 fundași și un atacant, care este un băiat al nostru. Și un nigerian și un marocan. E vor să un marocan și un nigerian. Da. Ce campionat? Păi, unul din ei a jucat la echipa olimpică a Marocului, chiar capitanul echipei. Iar celălalt a jucat mai mult. Coschi, știți și dumneavoastră, are un an, doi, în care a fost un mare talent. L-au tot purtat Ucraina, Rusia, pe aici, pe acolo. Cred că copilul a înțeles că fotbalistul poate să fie la fără frecvență. Trebuie să vii, să joci la o echipă, să joci ani de zile, să devii puternic. Domnul Stoica, în Turcia, vezi să sta și alți jucători în afară de acești 3? Da, așteptăm încă 4-5 jucători, așteptăm încă un fundaș central. Tânăr, avem un atacant de 18 ani. Marea majoritate a lor ne bazăm în anul acesta mult pe africani. Africani, avem și un mijlocaș din Germania. Să vedem ce poate să facă și în funcție de valoarea care o au și soluția care poate să o dea pentru echipa noastră, poate să vă spunem atunci care dintre ei o să rămână.